După ce colegii deputați l-au lăsat fără imunitate pe Nelu Tătaru în dosarul de corupție, procurorii de NEA au ajuns în această dimineață la Spitalul din Huș pentru percheziții informatice și domiciliare, pentru a aduna noi dovezi în dosarul șpăgii. Anchetatorii vor putea face percheziții la el acasă și în telefon sau în laptop. În ciuda imaginilor apărute în spațiul public, Tătaru susține în continuare că nu a primit sau atins niciun ban. Mai mult, deputatul spune că, va, că niciun pacient nu va putea declara că în cei 25 de ani de când este doctor a cerut mită pentru a face operații sau consultații medicale. Avocatul Inelu Tătaru susține că fostul ministru obișnuia să-și numere banii în cabinet chiar de frica DNA-ului. Apărătorul fostului ministru spune că nu este vorba despre șpăgi, ci despre banii cu care venea de acasă.